săptămâna asta au început a curge listele sau numele candidaților. Până la sfârșitul săptămânii înțeleg că o să fie mai multe nume anunțate ale potențialilor candidați unici, neunici, ai pobiedei, neai pobiedei. Principali, secundari. Da, vreau să discutăm un pic despre asta. Dumneavoastră probabil că știți mai multe decât noi despre intențiile unora, dar mai întâi vreau să vorbesc despre candidatura dumneavoastră. Dumneavoastră ați fost unul dintre primii care ați anunțat că veți candida la aceste alegeri prezidențiale. Cum o să vă poziționați în aceste alegeri? Doamna Ras, da, eu am declarat că voi candida pentru funcția de președinte a Republicii Moldova. Și tot timpul am făcut-o sincer în comparație cu alții. La noi, ce spuneau toate partidele în ultimii 30 de ani? Că trebuie să vadă decizia Consiliului Național Politic, alții spuneau că trebuie să adune Congresul, să întrebe permiteri. Eu am spus că sincer voi candida. De ce? Cetățenii Republicii Moldova au dreptul la o viață mai bună. Deci, astăzi, mai ales în situația de astăzi, toți cetățenii din Republica Moldova au nevoie de un candidat care va contribui la unificarea societății și prosperarea cetățenilor. Deoarece și avem noi astăzi. Avem pe dreapta candidatura doamnei Maia Sandu, pe care deschis o susține Occidentul. Aici măcar avem o claritate. Și mai avem niște candidaței, să-i spunem. Iarăși vorbesc de dreapta. Pe stânga astăzi nu se joacă deschis. Deci, cine n-ar fi desemnat candidatul unic din partea stângii, o să fie candidatul susținut de data asta, prima dată în istoria alegerilor Moldova, în secret de Federația Rusă, deoarece este război în Ucraina și e cam tăți, o leacă vreau și ei prorosiști, știi cum, dă pe secretul. De asta, dar cum, dacă ei se duc la Moscova aproape deschis? Unii, sau chiar foarte deschis. Unii merg la Moscova, despre care vorbește în presă, alții merg despre care au mers și merg la Moscova în continuare, după care, despre care nu s-a discutat. Deci, pentru mine nu e important cine merge deschis la Moscova și cine secret. Pentru mine este important că astăzi, în 30 de ani, s-a demonstrat clar. Atâta timp cât un președinte de țară, mai ales un președinte de țară, nu mai vorbesc de partide politice, este ghidat sau controlat de cineva din exterior, în țară atât timpul e haos. Deoarece fiecare putere mare, fiecare continent e cu interesele lui. Înțelegeți? Și eu cred că cetățenii deja i-au văzut și fac proruși, și fac pro-europeni, și fac așa care se numesc pro-europeni. De asta pe mine astăzi eu consider că sunt unicul candidat pentru Moldova, care, la sigur, nu poate fi controlat de nimeni și asta a fost. Exact așa spune și Dodon, că el este pro-Moldova. Încă o dată. Chicu tot spune că este pro-Moldova. Să discutăm cu dumneavoastră. Da. Calm, liniștit. Să discutăm. Nu monolog, dar să discutăm. Corect, să discutăm, n-am dat rață. Și dumneavoastră, сразу раз, zici că dăm și Dodon, zice. Nu, încă o dată. El spune așa. Doamna rață, așa au spus tot 30 de ani. Da. Numai că diferența să spui și să realizezi sunt două lucruri diferite. Înțelegeți? Că astăzi ei o spun, Dodon de ce spune așa și alții? Deoarece erau tăți cu Tamojnii Soyuz la noi, pe urmă început așa încetșor să migreze spre centru și am din cauza lui războiului în Ucraina și pornii de Federația Rusă, ei astăzi o fac pe stataliști. Așa că nu mă comparați, vă rog, cu toate părțile vătămate. Așa, am în părțile vătămate. Nu sunt comparații deci, dumneavoastră cu ei, eu n-am fost nici la guvernare, nici președinte de țară, n-am fost nici deputat. Ați în Parlament. Primar. Doamna Ras, noi vorbim de puterea, nu vorbim de primăria municipiului Băsu, am discutat despre dânsa, dar eu n-am fost la putere. Și de asta eu știu că pentru mine e important că eu sunt sincer cu oamenii. Eu nu sunt icoană și nu pretind să fiu icoană. Pentru mine este important ca țara fiind divizată ca niciodată să fie cel care a să-i unească pe oameni. Că astăzi, haideți pe bune, îți duci astăzi Maia Sandu într-un sat unde sunt mai mulți vorbitori de limba rusă? Ce? Fără pază n-are și cata. Îți duce Dodon deci, într-un sat unde sunt, unii sunt. Lumea nu e chiar așa de divizată. Nu e chiar așa de divizată. Ei, doamnă rață,
Dumneavoastră vorbiți de satele din Găgăuzia? Sau nu, din Găgăuzia, deși și noi n-avem sate la Ocniță, la Brișeni, la Dondușeni, la Rășcani, la Glăuzia. Vorbesc chiar și sate. Ce vreți să spuneți? Că vorbitorii de limbă rusă sunt automat proruși? Nu, toți? Ei nu sunt proruși. Ei astăzi, mă asigur eu, că nu vor să o vadă pe Maia Sandu, că Maia Sandu i-a mințit, că e pe dânșul i-a îmbrobădit. Cu nou mai, că cine vrea sărbătorește ziua Victoriei, cine vrea ziua Europei. Astea sunt spoturi, nu sunt declarații. Da. Uneva. Și asta se întâmplă, nu? Da, mă, doamna Ros, tare se întâmplă. Tare se întâmplă. Cănișec nu se întâmplă. Eu, de exemplu, pe data de 9 mai în Chișinău și în Bălți, am văzut și de este și de este sărbători. Doamna Ros, ei tot ce fac ei, ei fac pentru a diviza societatea. Și asta a făcut Dodon, asta s-a făcut până la Dodon și astăzi, cu părere de rău, iarăși o continuă doamna Sandu. Că a fost un vot foarte mare anti-Dodon, inclusiv din partea mea. Dumnezeu a primit o susținere foarte mare la alegerile trecute și ei, în loc de cumva oamenii ăștia care au avut o speranță la o schimbare, să schimbi lucrurile spre bine, e acum înainte de alegeri să o trezesc. Să dai două pașapoarte la B2, să înceapă da interviuri în limba rusă, ca cumva să-i întoarcă pe cei. Deci la noi toți devin specialiști în unirea societății doar înainte de alegeri. V-am întrebat cum vă, dumneavoastră, o să vă poziționați în aceste alegeri. Am înțeles, o să fiți candidatul pro Moldova? O să fiu candidatul pentru Moldova. Pentru Moldova, așa, da. Da. Și o să fiți susținuți de un partid. Sau nu? Da, păi, dacă asta sunt președintele partidului nostru. Dumneavoastră ați spus că alții au zis că spun că o să consulte cu partid, dumneavoastră înțeleg că nu l-ați consultat. Nu, noi am discutat chestia asta, dar eu nu o fac așa cum am făcut-o. Există niște reguli legate de un partid, adică nu poți să ne socotești opinia. Doamna Rață. Chiar dacă e formal, trebuie să consulți partidul înainte de a te desemna, nu? Sau dumneavoastră partid este... La noi este... țara formalităților și birocrației. Păi da, spuneți-vă, rog, partidul nostru este partidul unui om? De partid, ești președinte de partid. Da. Este logic că partidul își înaintează președintele de partid? Nu este logic. Se înaintează cel mai potrivit candidat. Doamna Rață. Dar ce fel de competiție aveți? Doamna Rață. Ce fel de șanse pentru alți membri în partid? Dacă o să fie unul mai bun? Da. Eu sunt gata, eu n-am de gând să șed președinte partid ca Voronin până la 80 de ani. Eu, când o să fie altul... Știți, poate să vă placă. Poate să vă placă. Și Voronin spune că e gata să plece, dar iată, deja prinde... Dumneavoastră, încercați să mă cumpărați cu toți clienții dumneavoastră. Mai bine spus, pacienții. Clienții nu sunt ai mei. Sunt pacienții dumneavoastră. Pacienții Republicii Moldova. Vașă cumiră, să zic așa. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Cutia Neagră cu Mariana Rață. Fiți acolo, urmăriți-ne ca să aflați primii despre cine sunt cei mai mari corupți din Republica Moldova și ca să urmăriți cele mai interesante investigații și emisiuni.